M-am speriat să-mi bag în reacția ta. Oaie, Momo aici, dați cu zoom-ul pe Momo. Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Bine ați venit la ușilor, eu sunt Alpaca Legion de Ragiu și astăzi am pus niște sticle de borsec la ușa aia pentru că tot bate vântul și se sperie Tessie. N-am idee de ce, dacă bate vântul se mișcă ușile și Tessie fuge în debaraz după frigider ca ultimul șobolan. Astăzi o să facem trending review 3. Și prin minune s-ar putea să aparem și noi pe acolo dacă n-am dispărut. Pentru că mie mi-a vreo 50.000 de ani să filmez căcaturile astea de videouri. O să mă sinucid într-o zi, probabil. Dar haide să trecem la această treabă, găină vină cu mine. E o competiție, ca să știți, între ea și el. Dar hai să trecem mai departe, mai să mă moare. Asta este trendingul românesc iarăși, prin minune. Ah, mesaje. Pe locul întâi, ce dracu e asta? Carmen de la Sălciuca, de ce trăim o iubire interzisă? Era mai bine cu Hutzu. Acceptam și un Shelly. Dacă apare Shelly în Carmen de la Sălciuca, mă o să mă sinucid. Ah! Aoleu! Manea? Nu știu cine e. Da, nu. Am zis că o să mă uit și v-am răspuns pe Insta, dar nu o să mă înjosesc atât de mult. Nu am o idee foarte bună cum să mă uit la chestia asta. Ah! Poate trebuie să dau play și după aia. Ah! Nota mea 6 din 9 McNuggets. La cum arată fata asta. Mai departe, Dani Mocanu, campionul, locul 2 în trending. Hit 2018, da? Dănuțule, da. Din partea mea, Dani Mocanu, dedic această bombă muzicală. Care e faza cu biturile furate într-una? Bine, hai, sample cover. Da, ăsta face asta mereu. Auziți ce e pe fundal? Doar să lăgeam din Târgu Mureș. Ce e pe fundal la el e fix asta. Cum dracu era, mă? Fix asta e pe fundal. Bine, vă lasă partea cu Tom, dar asta e partea amuzantă. The cat learned to play. Cântă-mă până la capăt. Și acum ascultați aici, pe fundal, ascultați pe fundal. Se încrede într-un câine decât într-un om pervers și rău. Vedeți? Oaleu cât animalul! Peste 100 de ghile și o inimă mare. În mod normal aș avea o grămadă de lucruri de comentat. Dar în cazul ăsta, având în vedere că nu sunt pe felia mea oamenii ăștia de genul ăsta, n-am de gând să-i denumesc. Câinii sunt foarte drăguți. Apreciez clipul pentru câini. Atât. Când am închis ușa a picat asta. Nu știu ce e asta, am făcut-o cu pistolul de ripit prima oară când l-am primit. Dacă îl vreți, sunați-mă ei. Aventuri cu vaca, evadarea vacii. Locul 3 în trending la povești cu Jimmy. Uai, Leon, n-am de gând să ascult asta. Îmi pare rău, Jimmy, am aici 15 miliarde de ori. Nu pot. Fiți atenți că am mai promis. Am uitat, am uitat. Trebuie să lăsăm coment mereu clipului care e numărul 1 în trending și apoi unde mai ne place nouă. Așa că am uitat să lăsăm la Carmen de Sălciuca cel mai bun clip din istorie. Și comentul de astăzi va fi un coment de la voi, de fapt, ăsta. Man, pot apărea la începutul videoului cu mesajul Beatrice, te iubesc, please. Beatrice, te iubesc, please va apărea la Carmen de Sălciuca. Beatrice, te iubesc, please. Inimioara. Well, nu a fost așa, dar da, mergeți și dați like la Beatrice. Beatrice, te iubește băiatul ăla. Wow! Eu cancel la trending review-urile pulii. Am terminat cu top 3 în top trending. Acum, în continuare, știți foarte bine, nu o să mă uit la toate șmecherile muzicale, pentru că poate sunt foarte șmen, poate nu sunt foarte șmen. Unele s-au repetat deja în trending-uri. Ok, următorul ar fi F-Charm. Băiatul șmecher, îmi place. Vama în țara în care m-am născut, asta n-am ascultat-o și habar n-am ce. Oh! Liviu și Andreea au spart restaurantul lui Nea Marin. Hai să vedem. Și voi teoria mea cu Nea Marin. Ne uităm la tot, dar... Baricadați ușile! Baricadam, dam, 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 dam. Vreau să văd când îl sparg. Unde îl sparge? Spărgeam i-aș. Acum cum puteam să... Piratul, băgăm piratul înăuntru. În locația lui, atenție, în locația lui. Cum puteam să-l băgăm? Pe geam! Gata, pentru că noi suntem supărat. Asta e camara cu dulcețe. Cine e ăla? În dorința de a intra, a spargeam. Ce vină avem noi? Spargeam. Cum, pe cuvântul meu, nu la știu pe care noi ne-am liniștit. Era și bea. Da. Să țineți piratul afară, să nu-l băgați înăuntru, să-i dați și lui o ciorbă. Nu va ar fi ruși. Liviu a fost savage. Nu aveți cheie? Nu-i bai. Acum cum puteam să... Piratul. Băgăm piratul... 1, 2, savage! Wow. Chestia asta primește 6 din 6 pirați cu capul în geam. Motorul în training, locul stai cât ar veni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Drake in my feelings. O știm, am ascultat-o. E aia cu Kiki? Kiki. Genul, ok, Shakira, Maluma. O să mă uit doar pentru curul Shakirei, pentru că știți foarte bine, ceva între mine și Shakira mereu a fost. Uai, leu. Mă, și e babă, câți dracu ani are? Shakira, ei, 41 de ani! E, și Jennifer Lopez are 49. Și m-a luat 24! Să mor tu care 24. Mă simt inferior, infim față de el acum. Ah, se deschide ușa cu tot cu scaun! Și asta, mamă, dar și asta are curul beton. Yes. Pentru că din ce știam eu, Jennifer Lopez își făcuse asigurare pe buci. În cazul în care pățește ceva la buci, cineva să-i plătească bani. Eu așa am înțeles, oricum Shakira... nu Maluma, Shakira, așa. Iisus, ce-a fost ăla? Asta e un fel de Iisus. Ne-a spălare foarte mult timp, dar totuși clipul cu Shakira și cu Rihanna a fost cel mai lăbarific posibil, care nu mai știu cum se numea. Asta. Și vă arăt fix faza. Oh, aici. Da? Deci mai departe. Înainte să ne pornim din trending review-ul de pe YouTube, să mergem pe trending review-ul de pe Pornhub. Următorul ar fi Dorian Hutz. Ne-am mai uitat. Mersi pentru hâțurile de pe Insta. Mi-au plăcut, le-am pus Insta story-uri. Tot. Ce să faci fără internet? Exploit postează? Ah, e cu Five Gang. Eu am fost Exploit și din moment ce urmă... Pare rău, dar ceva cu imaginea asta e super greșit. O să trecem în comentarii pentru că mi-e frică. Urmărește acest video, sigur ai avut măcar o dată un moment în viață în care ai rămas fără internet și... Da, chiar am rămas. Chiar nu aveai idei ce să faci cu viața ta. Da, e nașpa, probabil ăsta e tipul de video pe care ai vrea să... Nu, eu vreau să văd că n-o scos pe dia cu covorul pe geam. Ok. Atât, asta e ce m-a interesat. Asta-i tot! Cream că o scos pe geam! Am făcut curățenie. Why are we still here? Just to suffer. Every night. Acum o pui înapoi. I-a plăcut. Well, cred că ai tot ce m-a interesat de fapt. Acum sunt dezamăgit. Vreau mai multe faze cu Dia. Îmi pare rău, Dia. Te-am betrayed, Dia. Nota mea pentru că va fi 3 buci de Bia din 2 buci de Exploit. Aș fi vrut să văd așa ceva, dar nu a fost să fie. Sigur nu e pe niciunde. Nu, aici sunt de buci de Pain. Buci de Shell. Aaaa! El a apărut într-un clip. Nu se putea. Ah! Dia? Ne vedem, da. Bine. Na, îi ține telefonul la ureche, numai la ureche nu. Mă, Exploit, mă. Cine ține telefonul aici? Tu așa ții telefonul când vorbești la telefon? Stai, ca se vadă din prim plan. Alo, ce faci? Alo? Locul! Ăla era 11. De aici încolo nu mai îmi pas. Despacito a fost. Ellen Walker, Dark Side. Melodie e șmecheră. Nu mă interesează partea asta, vreau doar partea cu refre... cu gen. Asta. Locul 3, 11, 12, 13, 14, 15, betonina de la noaptea tu zi, Irina Rimes e dragostea vieții mele, habar n-am de ce, Martin, well, n-are așa multe view-uri. Momo a venit la mine acasă, acum chiar sunt curios să văd care e faza. Voi mi-ați spus, am întrebat pe story, vreți să fac clip cu Momo? Și eu nu știam cine naiba e Momo, iar acum aparent mă urmărește peste tot și nu am cum să scap de ea, va trebui să ne uităm la clipul ăsta. Ai de capul meu, e de la care pune sunete pe fundal. Momo reprezenta o nouă variantă a jocului Balena Albastră. Hai să-ți înregistrezi 10.000 de like-uri. Well, îmi pare rău, ai 2.6. Vrei să te ajut? Poftim. Doar pentru că ai făcut clip cu Momo. Tommy Show. S-au deschis ușile. M-am uitat la Momo, s-au deschis ușile. Ok, Momo, sunt pregătit. Îmi iau găina în brațe și pornim la aventură. Unde-i Momo? Unde-i Momo? Tastatura de aia de gaming de la Altex, 2 lei cu 45 de bani. Momo WhatsApp. Îmi place că prima oară apare el. Aoleu. Tommy. Primul, nu dați mesaje la Momo pe WhatsApp, ești totul. Măi, Tommy, mă. Mă, tu vrei să mulți trenduri, mă. Ok, te și uiți la clipul tău. Salutare, prieteni! MOU este noul joc care duce la sinucidere, iar dacă doriți să aflați mai multe despre acest... Aoleu, de ăștia care fac voci din astea de... Daragiu din viitor bagă camera de alb-negru. Camera întunecată și o să ne uităm la Momo. Ah, o să murim cu toții. Vai! Hai că nu e așa lung. Hai să vedem ce a scris Momo. Oh, nu, ce a scris Momo? Oh! Asta e rus? Asta e rus. Are vestea în rusă. Deci e rusă. N-am văzut oameni. Bine, are Adidas, că asta clar e rus. Are frigiderul în rusă, are, e îmbrăcat în Adidas full, cap-coadă. M-am speriat să-mi bag în reacția ta. Oaie, Momo aici, dați cu zoom-ul pe Momo. Trebuie ce reacție a avut, ce reacție de... Cine reacționează așa când îi sună soneria asta? E căutat de Dicot ceva. Gordo! Ne spune că stai liniștit și tu la calculator, te uiți la nu știu ce Mia Khalifa și deodată... Ding dong! Așa a răspuns tu la ușă? Așa a răspuns tu la ușă? E actor profesionist, mi-a stricat freza de castraveți, murați. Da. Ok, l-a sunat la ușă și după l-a sunat pe telefon. Ah! Ah, mai sună la ușă. Mamă, ce sonerie de ușă are. Dacă e ușă de aia de termopan, obicei la țară. Și asta înseamnă că are curte. Înseamnă că cine dracu își pune sonerie la ușa de la... Probabil e la țară, da. Fii atent, fii atent, fii atent. Bow! Bitch! Bow! Au! Cine dracu se uite așa pe ușă, deschis un centimetru și n-a tras nimeni de... Au! A, dracu Momo, că nu l-a speriat până la cap. E Momo la ușă, bă! Ah! Să mor tu că e din ăla. Doamne, ce urăsc oamenii ăștia. Voi face un decret în momentul ăsta. Cine mai pune 5.000 de like-uri și fac al doilea clip, 5 miliarde de like-uri și fac al 13-lea clip, să moară, să moară în momentul ăsta. Uite-te cum arată butonul tău de subscribe. Te rog frumos. Uite-te puțin, Batman în roșiatic ce ești. Te rog, Tommy, nota mea pentru tine este cancer. Poftim. Eduard Show, o zi proastă, nu, astea cu Eduard Show nu pot, nu le-am înțeles niciodată, băiatul de la atenție că ne un băiat are treabă, locul 50.000 în trending pe aici, de ce să ne iei următorul telefon? Jean de la Craiova, vai de capul meu, DJ Kale, Cipi Prope, Antol, Travis Scott, Antonio, intri fix în sfera lui ăla care cea Savage Baby, nu mai știu cum îl chema. Polițist înșelat de nevastă, imagini cu tremurul de, Storinel Push, bă, manele peste manele. PewDiePie, îmi place că PewDiePie apare în România, în trending, ceea ce își mai Laura Vasu, bărbatul nu e mai calcă strân. Vai de capul. Mergi YouTube. Încă mai sunt în training. What? Pe ce loc? 41. Să mor tu că am stat o săptămână în training. Cred că a spus și voi, cred că e o modalitate stai că am dat pin pe undeva. YouTube-ul ți-a băgat video ăsta în training ca să l-a băgat și o săptămână chiar. N-am înțeles. Cum e posibil să ne age restrict la clipul dinainte și apoi să fii cea gen: "Bă, știi ceva? Băiatul ăsta pare ok. Hai să băgăm în training." Astea au fost toate clipurile din trainingul de azi. Sper că v-a plăcut și mulțumesc pentru că am ajuns și noi în training aparent și ne putem face reclamă singuri. N-am idee ce vreau să mai zic. Pentru final vreau să vă arăt ceva. A făcut cine chestia asta? Da, abar n-am ce e. Am căutat pe YouTube Alpaca. Foarte șmecher. Bravo. Sper că freza mea de castravete v-a încântat destul de mult. Vă arăt din nou capodopera mea. Nu știu ce este, dați un nume, dacă vreți. Da? Ne vedem în următorul training. Da, mereu spun că nu o să mai fac. La 3 ca de obicei, 1, 2, 3. Alpaca King Out. Respect. Alpaca e legiune, fiecare dintre noi are câte o misiune. Aleg piturile grele și începe nebunia. Acaparăm internetul, vreau să umple România de respect.